Salut, sunt Alex, bine ai venit la Dialect și am misiunea ta cu subiectele mele. Suntem la cetate de vas și pare distracție aici. Salut! Vă mulțumim că ați deschis calculatoarele, sau tabletele, sau televizoarele, 2% din voi. După cum v-am obișnuit, noi facem emisiuni mai unlike, în general. Și aceasta e una din ele. Am fost într-o mini-vacanță, e vraiște emisiunea asta, dar încercăm să-i dăm o structură. Sperăm să vă placă! Weekendul acesta a avut loc lupta dintre Mayweather și McGregor. Din păcate am fost la stână, with my bitches, și n-am avut timp să văd meciul. În schimb, din ce am auzit, marele circ a fost asigurat. S-au palmat de câteva ori, McGregor a schimbat garda, pac, pac, la început avea energie, că el e obișnuit cu runde de alea de 5 minute. Până la un moment dat, în runda a patra, s-a întâmplat ceva mai interesant, a început Floyd să se întoarcă cu fundul la el, arbitru care era tasul lui Mayweather îi mai despărțea, nimic interesant. În runda 10, când eram pe site-ul de pariuri sportive și am văzut că s-au blocat cotele, am știut că s-a întâmplat ceva, am înțeles că Mayweather l-a amețit pe McGregor și a intervenit arbitrul. Scor final, 350 de milioane de dolari pentru Mayweather, 75 pentru McGregor. Banii s-au făcut. Mic popas în pădurea Paradisului. După cum vedeți, este pictată foarte frumos. Este un manifest al câtorva artiști împotriva defrișărilor abuzive din România. Dacă vreți să găsiți acest loc, veniți în județul Gorj, în comuna Poenești. Asta e pădurea Dumbrava, cel puțin o parte din ea, pictată destul de frumos. Astăzi vreau să vă vorbesc despre Insta360, o cameră cu mare potențial pentru amatorii de senzații tari. Să vă înșir câteva specificații. Filmează 4K, pozează cu 240 de megapixeli, are un stabilizator de imagine care face diferența, smart track care te urmărește în timpul unei cascadorii, îl poți folosi ca o extensie a telefonului atunci când faci live-uri la Untold. Ce-mi place mie cel mai mult e că are un selfie stick care devine invizibil când filmezi și astfel pare că o dronă îți urmărește fiecare mișcare. Mai are ceva numit bullet time shot, filmare în cerc, în slow motion, pe care o poți face când ești la plajă cu gagici bune, pe barcă sau când ai de mâncare la porumbei. Totul pentru 300 de dolari mi se pare fain. În caz că nu știi, YouTube și-a schimbat logo-ul, acea casetă roșie iese din tube și vine în fața cuvântului. Dar nu ăsta e cel mai important feature. Videoclipurile verticale vor putea fi văzute full screen, fără acele benzi negre în părți. Totuși, hai să fim oameni și să filmăm pe orizontală. După cum știți, englezii sunt un popor care inventează competiții pe bandă rulantă. Credeam că brânza la deal cădere și alergatul cu nevasta pe umeri prin noroi sunt în top, până am văzut Scandenbergul cu degetul mare de la picior. Concursul a luat ființă în 1976 în Derbyshire. Se joacă 3 runde, una cu dreptul, una cu stângul, iar dacă este egalitate, încă una cu dreptul. Anul acesta la bărbați a câștigat un mascul cu 13 titluri la activ, în timp ce la doamne a câștigat o fată care a învins campioana antitră, maică-sa. Anunțul săptămânii vine astăzi de la mine, o să dau acest porc dacă reușim să ajungem la 5.000 de view-uri la această emisiune. Toată lumea care dă share emisiunii, în titlu pune porc sau poate găină, ce-și dorește, dar porcul e premiul cel mare, zic. Dacă dați share emisiunii și ajungem la 5.000 de view-uri, toată lumea care a dat share îi bagă într-o tombolă. Și na, o să vă trimit porcul cu ăștia, nu știu cu ce vi-l trimit, dar vi-l trimit. Dar să fim serioși, cu adevărat nu o să dau porcul ăsta, îl dăm, vedem câte view-uri facem. Pisicii bunicii mele sunt de vânzare. S-a întâmplat ceva cu mama lor și trebuie să-i dăm. Sunt 4. O să pun un videoclip, 2 portocalii, unul gri și unul negru. Dacă vă plac, ne scrieți în comentarii și chiar vi-i dau. Am dat și mie acum. Mă lasă și pe mine să... Mulțumesc. Sunt pregătiți. Avem pisici de vânzare. 4, stai vierme, stai și o pârlă, ăla-i hienă și ăsta-i Laurențiu Duță care le face versurile. Dacă-i vreți, mă anunțați. Așteptăm în continuare anunțurile voastre în rubrica de comentarii și nu uitați că puteți găsi mai multe informații despre știri în linkurile din descriere. Eu am fost Alex, vă invităm la Stâna Ștefan, aici pe Transalpina, e foarte frumos, carne de vită, carne de oaie, brânză de 3 feluri, hohlanț smântână, dar nu contează, e super bună, pa, pa! Sper că v-a plăcut această emisiune, rugați-vă părinții să dea share, pentru că acolo e demograficul nostru, voi dați măcar un like, nu uitați să vă abonați, vă pup! 3, 2, 1, 3!
împiedicat, bă! Te-ai împiedicat pe bumerang în pana mea! Da? Ce ai și mai vezi? Mai mare. Salut, sunt Alex, bine ai venit la The Unlike Show, emisiunea ta cu subiectele mele. Încep să-mi dau cămașa jos acum, pentru că asta vrea publicul, din ce am văzut în comentarii. A zis Iulie că vreau... Sau acest vițel, care nu știe că va fi dat, dar e foarte, are 3 luni, e mic, e foarte de treabă. E puțin rușinat, pe cum vedeți, stă un pic în spatele meu. Sau toate aceste găini.